Eu am prezentat informația la capitolul 8, dumneavoastră să vedeți, plus la ceea ce va fi evaluare. Stimați consilieri, eu lucrez în învățământ nu de un an de zile. Eu mă cunosc cu mare majoritate din dumneavoastră. Și poziția mea morală, ca pedagog, după diplomă și după vocație, ceea ce am vrut să fiu, nu-mi permite să fac ilegalități în activitatea mea. Asta o declar sus și tare. Nu o să mă împac niciodată cu învinuirile care o să vie și nu o să fie fundamentate. Nu o să mă împac niciodată că nu o să fie luate în vedere învinuirile din petiții anonime, care au fost scrise la zeci de niveluri, am fost verificată și nu s-au adeverit. Deci eu declar încă o dată că nu vreau să fiu folosită ca niște relații între nu știu cine și nu știu cum, eu răspund de mine. Una este cert că direcția educației trebuie să se ocupe cu educație și cu învățătură. Ați văzut astăzi că noi răspundem aproape de tot absolut. Cineva m-a învinuit că mă dau la o parte de grădiniță din comune, din altele, care chiar nu am nicio atribuție. Dar o să luăm și pe asta și o să încercăm ca să pătrundem și ideile date. La capitolul dare în arendă. Da, au fost date și eu cred că toți trebuie să ne punem și întrebarea, anume la sectorul Buiucani. Din anii 90, nu vreau să fac aluzie la nimeni, când s-au dat locuri de trai diferitor mari demnitari atunci la grădinițe. Unde era toată comunitatea aceea? Unde erau alții atunci? Va mai mult ca în 2006 să fie posibil să iei jumătate din teren din direcția de învățământ Buiucani. Fără niștire tot animănui. Eu nu găsesc multe acte din proiecte de decizia consiliilor la momente liceane. Am sesizat organele și vor ocupa și de asta. Despre asociații de părinți. Dumneavoastră mi-ați spus ceea ce ați spus și eu recunosc că sunt. Asociațiile nu le-am creat eu și nu le pot lichida eu. Despre faptul de bani, eu nu vreau să numesc alte domenii care sunt tot vehiculate și spuse tot de bani. Este un viciu al societății și trebuie să luptăm cu toții cu el. Dar cum direcția educației poate interveni în examinarea ODAT sau NODAT? Dacă trimițând la organele care se ocupă cu așa probleme, filme, video, mi se întoarce înapoi. Nu e de competența noastră, este nu-s credibile. Examinați cazul. Direcția educației în ce se transformă atunci? La momentul când apar așa ceva, sesizări, cu luări, cu dări, sunt organe care trebuie să o facă. Sau trebuie eu deodată să urmăresc și să trimit acolo, în ce temei. Sunt judecăți, este dat, convorbit, eu răspund de ceea ce este, vă rog foarte mult. Și-s gata să răspund până la ultima întrebare a dumneavoastră. Îmi pare rău că nu am fost poate atât de explicită ca să vă dau răspuns la întrebările dumneavoastră. La capitol, și îmi pare rău că domnul Lutencu a spus așa o întrebare, conferința are loc la Leogran sau la Capitolii Spart. Dar ori pedagogii n-au dreptul să o facă acolo la aer curat? Atunci când Palatul Național pentru o oră mi-a 36.000 de lei, dar eu trebuie să fac 2-3 ore, 100.000 să dau pe arendă? Oare nu avem drept o serată absolventului să o facem acolo la altceva? Vizând și cheltuielile, să țineți minte că eu niciodată nu o să permit să dau un ban mai mult în altă parte, dacă este ocazia să dau mai puțin și o să dau în altă parte. Așa că rugămintea mea este ca petițiile totuși anonime să nu fie luate ca de bază, dar multe ați fi putut să veniți la noi la direcție să le verificați. Sediul direcției generale cu 3.000 metri pătrați este din anul 2000. Care a fost casediu pentru Direcția Educației. Veniți și vedeți, în fiecare cabinet stau 3, 4, 5 colaboratori. Avem o sală de festivități, avem un hol mare, acela nu e locuibil, dar el intră în suprafață. Eu îmi cer scuze de emoții, deodată le-am avut și mai mari. Dar nu degeaba să zice că stai 5 minute, te gândești și atunci le pui pe toate la loc. Mi-ați făcut ca bancul ceala, fata popii. Și ați ieșit și ați spus toate din care nu au teme. Eu îmi cer scuze. Dar eu sunt și eu o personalitate. Nu m-am născut șef de direcție, dar sunt pedagog. Și dumneavoastră sunteți funcționar pe o perioadă de timp. Mai departe trebuie toți să conlucrăm.